Finanțarea proiectului remodelarea spațiului public din municipiul Zalău a fost asigurată de administrația Fondului Cultural Național. Prin acest proiect s-a realizat un concurs de soluții care viza elaborarea unui concept nou în ceea ce privește arhitectura și designul zonei centrale a municipiului Zalău. Juriul a decis să nu fie acordat premiul întâi, întrucât niciun proiect nu a îndeplinit toate condițiile. Astfel au fost acordate premiile 2 și 3, precum și o mențiune. Premiul 3 se acordă firmei SCM2 Arhitectură SRL Cluj-Napoca, domnului arhitect Andrei Nejur, de fapt zeloan la origine și mulțumim mult pentru munca depusă. Știu că n-a fost deloc ușor. Este totuși o zonă care nu poate să iasă din contextul general al orașului. Ne-ar plăcea să avem și alte variante de debușare a ce înseamnă și transport public și ce înseamnă trafic rutier spre alte zone. Din păcate, configurația orașului impune sau determină anumite limite pe care le putem de care trebuie să ținem cont practic la realizarea unui astfel de proiect. Și premiul 2 doamnei arhitect Elena Măican, firmei SC Alexis SRL, Curtea de Argeș. De departe, dar totuși aproape, dacă ați reușit să aveți lucrarea cel mai bine punctată de către acest jur pe care îl menționam. Vă mulțumim! Proiectul a avut o durată de 7 luni și are o valoare totală de peste 48.000 de lei. Din această sumă, peste 68% reprezintă finanțarea națională prin administrația Fondului Cultural Național, iar restul, adică aproximativ 16.000 de lei, au venit de la bugetul local.